Acest videoclip te va ajuta să înțelegi mai bine cum poți să te plângi în cazul în care ți-au fost încălcate drepturile, dacă ești arestat preventiv sau condamnat definitiv și te afli într-un penitenciar. Chiar dacă ai fost arestat, ai în continuare drepturi. Unul dintre drepturile tale este dreptul să te plângi. Ori de câte ori treci prin ceva rău sau ceva te nemulțumește, poți spune cuiva sau poți scrie o plângere. Iată câteva exemple. Te poți plânge dacă ai fost lovit de un coleg sau de un angajat. Nimeni nu are voie să te lovească. Te poți plânge dacă nu primești mâncare. Ai dreptul la hrană. Te poți plânge dacă nu ești dus la doctor sau nu ești îngrijit așa cum trebuie când ai probleme de sănătate. Ai dreptul la tratament medical. Te poți plânge dacă nu ți se explică ce drepturi ai tu și ce poți face pentru a beneficia de acestea. E dreptul tău să fii informat despre situația ta. Pentru oricare dintre situațiile de mai devreme sau alte situații, poți să sesizezi aspecte care au legătură cu încălcarea drepturilor tale, fie verbal, adică să spui cuiva, fie în scris. Să sesizezi înseamnă să spui ce te nemulțumește sau ce ai pățit. Dacă vrei să te plângi, nu trebuie neapărat să scrii o plângere. Poți să spui cuiva prin ce treci, de exemplu, angajaților din penitenciar, directorului penitenciarului sau judecătorului de supraveghere a privării de libertate. Acea persoană trebuie să-ți fie de ajutor sau să informeze mai departe, notându-și problema ta, adică scriind undeva. Dacă nu vrei să spui cuiva prin ce treci, poți să scrii o plângere. Plângerea se mai numește și petiție. Vei afla curând cum o poți scrie. Când vrei să te plângi, sunt mai multe persoane care trebuie să te ajute. Fiecare persoană are un rol, adică ea poate face ceva ca plângerea ta să fie ascultată sau rezolvată. În continuare, vorbim despre persoanele la care te poți plânge. Poți primi ajutor de la directorul penitenciarului, șefii de servicii sau supraveghetorii din cadrul secției de deținere. Le poți spune ce ai pățit, iar ei vor încerca să te ajute. La apelul de dimineață, poți cere să discuți cu personalul instituțional, în funcție de problema pe care o ai. Totodată, dacă ți se întâmplă ceva și ai nevoie imediat de ajutor, anunță supraveghetorul în cadrul secției de deținere în care te afli. Ca să vorbești cu persoanele de la conducere, trebuie să trimiți o cerere. Aceasta va fi scrisă și înregistrată, adică vei primi un număr. Vei fi ascultat în funcție de programul persoanei cu care vrei să vorbești. Prima dată, poți vorbi cu comandantul. Mai apoi, dacă nu vei găsi un răspuns la problemele tale, poți merge mai departe. În funcție de problema pe care o ai, poți cere ajutorul unui specialist. Dacă ai o problemă psihologică, de exemplu, ai fost abuzat, simți că viața ta nu mai are sens, ai o stare de agitație, te poți adresa psihologului. Dacă ai o problemă cu membrii familiei tale, cu mediul tău de suport, de exemplu, prieteni, cunoștințe sau cu anumite instituții, apelează la asistentul social. Dacă ai probleme în ceea ce privește școala, cursurile de formare sau de specializare, solicită educatorul secției. Atenție! Chiar dacă problema pe care o ai nu poate fi rezolvată de unul dintre aceștia, adică psihologul, asistentul social, educatorul, aceștia o vor transmite mai departe persoanelor care te pot ajuta. În plus, psihologul te poate asculta. Poți face psihoterapie, consiliere socială, mediere socială și consiliere educațională. Prin ce tipuri de abuz poți trece? Abuzul verbal. Cineva îți vorbește foarte urât, îți spune cuvinte urâte, te jignește, îți spune porecle, te umilește și te face să te simți rău. Abuzul fizic. Cineva te lovește sau aruncă cu obiecte în tine, cu scopul de a te răni, de a-ți face rău. Abuzul psihologic. Cineva te șantajează, te face să te simți foarte rău, te sperie,
te pune să faci ceva ce nu vrei, te face de rușine. Abuzul sexual. Există anumite părți ale corpului tău pe care nimeni nu are voie să le atingă, dacă tu nu-ți dorești asta. Uită-te atent în imagine. Abuzul sexual mai poate însemna și să fii forțat să faci sex, dacă tu nu vrei asta. Acest lucru se numește viol. Să fii atins între picioare, fără să vrei asta. Să ți se ceară să faci sex pentru că ai fost ajutat cu ceva. Cineva să vorbească despre tine spunând lucruri cu tentă sexuală. Acest lucru se numește hărțuire sexuală. De exemplu, comentarii despre părțile tale intime. Nu-ți fie rușine să vorbești cu un specialist. Vorbește cu psihologul sau cu asistentul social despre lucrurile prin care treci, fie că este abuz psihologic, sexual. Spune-i ce simți, ce ai pățit. Tot ce le spui lor, adică psihologului și asistentului social, rămâne doar între voi. Dacă problema ta nu e rezolvată la penitenciar, poți cere ajutor judecătorului. Judecătorul. Există un judecător care se ocupă de plângerile deținuților. Acesta se numește judecător de supraveghere a privării de libertate. Ce face el? Judecătorul trebuie să se ocupe de plângerea ta. Te ascultă când vrei să te plângi sau îți poate citi plângerea. Poate să admită plângerea ta, adică să ceară ca cineva să ia măsuri pentru tine. Poate să respingă plângerea. Poate să ia în considerare retragerea plângerii atunci când te răzgândești. Atenție! Dacă ți-au fost încălcate drepturile, adică ai pățit ceva, unele măsuri te-au oprit din exercitarea drepturilor tale, ai o nemulțumire, trebuie să anunți judecătorul în cel mult 10 zile. Cum pot vorbi cu judecătorul? Vei completa o cerere tip, adică un formular, pe care îl ceri supraveghetorului. Tot el te poate ajuta cu un pix. Poți ruga pe cineva să te ajute să scrii dacă nu te descurci singur. Atenție! Poți scrie în cerere dacă vrei să fii ascultat de judecător, fără să fie de față alte persoane de la penitenciar. Când voi primi un răspuns? Judecătorul decide ce se întâmplă cu plângerea ta în cel mult 15 zile, adică 2 săptămâni și o zi. Dacă nu vrei să te ajute angajații și nici judecătorul, poți să scrii o plângere. Ce trebuie să faci? Cere unui angajat hârtie, pix și plic. Dacă nu știi să scrii, cere ajutor unui angajat sau unui coleg de detenție în care ai încredere. Ce trebuie să scrii? Numele și prenumele tău. De exemplu, Ion Popescu. Adresa ta. Unde locuiai? Adresa din buletin. Ce ai pățit și dacă poți dovedi? Constatări medicale, urme pe corp sau orice altceva prin care poți să arăți ce ai pățit. Iată un model de plângere. Subsemnatul Ion Popescu, domiciliat în județul Argeș, comuna Lerești, aflat în prezent în executarea unei pedepse privative de libertate în penitenciarul Mioveni, vă aduc la cunoștință următoarele. În data de exemplu, 3 ianuarie, în jurul orei, de exemplu, 16:30, am fost lovit de un coleg de cameră. Vă rog să luați măsuri. În josul paginii se află data, iar în partea dreaptă, semnătura. Atenție! Trebuie să spui că acum ești arestat și unde te afli. De exemplu, penitenciarul Rahova. Nu se poate să scrii o plângere fără să scrii cine ești, adică numele și prenumele și alte date din buletin. După ce scrii plângerea, trebuie să dai înapoi pixul și hârtia rămasă. Plicurile și timbrele nu se distribuie la nivelul camerelor de deținere. Plicurile sigilate sunt timbrate de personal, adică de angajați, în prezența ta și returnate ție în vederea introducerii în cutia poștală. După ce vei avea un timbru pe plic, ia plicul cu tine și du-l la cutia poștală. Pune-l înăuntru. De regulă, o dată pe săptămână, o persoană de la poștă vine și ia corespondența,
printre care se va număra și plicul tău. Ce fac dacă nu am bani? Dacă nu ai bani pentru timbre sau alte costuri, penitenciarul va plăti pentru tine. Când vei avea bani, vei da penitenciarul înapoi banii pe care ți-i-am împrumutat. Atenție! Nimeni în afară de tine nu are dreptul să-ți citească răspunsul la plângere. Dacă nu știi să citești, cere ajutor cuiva în care ai încredere. Nu mă descurc. Ce pot să fac? Cere la apelul de dimineață să vorbești cu cineva de la penitenciar, de exemplu, șeful secției în care te afli. Mai pot face și altceva? Da, poți spune unei rude sau unei persoane apropiate ție să vină și să vorbească despre problema ta cu cineva de la penitenciar. Pe internet, pe site-ul penitenciarului, există o secțiune care se numește Audiențe. Acolo, persoana care va veni pentru tine găsește programul directorului de penitenciar și al directorilor adjuncți. Persoana care vine pentru tine trebuie să se programeze înainte, adică să anunțe înainte că vrea să vină la penitenciar ca să vorbească despre problema ta. Nu uita, e dreptul tău să te plângi dacă drepturile tale au fost încălcate. Material realizat în cadrul proiectului Enable, facilitarea incluziunii și accesului la justiție pentru suspecții și inculpații cu dizabilități intelectuale și sau psihosociale. Acest proiect este cofinanțat de Uniunea Europeană.